Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi... Astăzi facem achiziția. Aceea pe care trebuia să o facem de data trecută, dar ne-am lungit mult cu episodul și bla bla bla. În fine, treaba stă în felul următor. Am făcut socotelele, am pus un pic în balanță situația mea financiară și am ajuns la concluzia că, bă, o să schimbăm doar semănătoarea și nu o să luăm acea semănătoare care e la ofertă, pentru că... Vă explic imediat. Pentru că această semănătoare nu are parte de... asta, cum îi spune... cultivator, practic, în prealabil, și nu e ok. Nu e ok. Pentru că nu asta caut. Bun. Una peste alta, tractorul... Bă, tractorul trebuie să dau pe el 150.000 ca să-l iau cu 290 de cai și nu îmi permit în momentul ăsta să dau acești bani. Bun. La semănătoare, am găsit, hai să vindem întâi semănătoarea asta, știți că ne dă undeva la 35.000, n-o mai vopsim, o dăm așa, fix cum e, așa, la semănătoare, o să vă arăt imediat, am pus ochii pe asta, bă, nu, pe asta, dar tot la fel. Trebuie să dau cultivator înainte. Chiar dacă e ea de 9 metri, ideea este că vedeți că cere doar 180 de cai. Ar fi fost superbă această semănătoare, mai ales că avem opțiunea și de rapiță aici, pe lângă soia, floare și porumb. Bumbac și, bineînțeles, feclă. Dar ideea e că trebuie să cumpărăm și cultivatori. Iar acel cultivator, intră cineva acum, da, noi vorbim în continuare, acel cultivator, bă, are nevoie de mulți cai, mă, frate. Și nu am posibilitatea, nu am tractor pentru atât de mulți căiuți, pentru că trebuie să dau cultivatorul. Nu cred că merge cu altceva. Grapă, cred că și cu ăsta merge, dar tot cere, nu? 6 metri, 5, 180 de cai, 390 de cai. La 8 metri. Deci degeaba iau semănătoare de 9 dacă eu tot dublu muncesc. Adică, înțelegeți, eu de asta vreau semănătoare mai bună, mai lată, mai largă și bla bla bla, ca să scutez din timp, să pur și simplu să fac în așa fel încât să minimizez toată munca la un teren, dar cum să fac asta? Dacă eu aș lua o semănătoare de genul ăla, atunci timpul tot ăla l-aș pierde, pentru că ar trebui să fac două chestii, când aș putea să iau direct una bucată semănătoare și să le fac pe amândouă deodată, ba mai mult, să dau și cu fertilizator. Și am ajuns la potingerul acesta, 109,50, nu avem nevoie nici de cultivator înainte, și cai 210. Eu cred că duce tractorașul nostru, duce undeva la 200. Nu are, na, are cereale îndeosebi, asta e bine, eu mă mulțumesc. Și o să mergem pe varianta asta. Mergem la bancă frumos și o să luăm niște bănuți de acolo. Cred că vreo 50.000, pentru că trebuie să cumpăr și semințe. Împrumută. Bă, dar dacă iau toți banii... 175, no, n-am ce să fac cu toți banii. Ok. Bun. Și hai să cumpărăm acea semănătoare. Pottinger. Una bucată. 6 metri, dublă față de cealaltă. Cealaltă a fost de 3 metri. Asta e 6. Deci ar trebui să facem la jumătate. Așa, cumpărăm pe asta. N-avem, n-am cum. Și tractorul ăla, la cât e, nu permit. Adică dau 150.000, adică aș avea bani, că vând toate cerealele și îl cumpăr. Dar n-am nevoie de el acum. Nu am, pentru că semănătoare mai bună nu am bani să cumpăr.
pur și simplu le iau cu mai mulți cai ca să ce? Doar să-l iau și să-l iau și să fac upgrade mai târziu. Așa da. Așa ar merge. Să-l cumpăr, să-l am, el inițial, ia stați așa un pic să mă uit. Fac, ofertă. El 96.000 vine cu 205 cai. Adică mai mult decât am eu cu 5 cai. Dacă mă întreb pe mine. Da? Deci practic n-aș face mare afacere în momentul ăsta. Dau cu 70.000 în plus fix pe același tractor. Bă, oferta eu cred că o să mai fie. Eu zic să nu ne pripim, avem timp și rămânem la semănătoarea pe care vrem să o luăm și aia e. Părerea mea. Plus că ne îngrămădim după aia cu banii, cheltuim aiurea și n-are rost și vindem și cu sub preț și nu e ok. Nu e ok chiar deloc. Am cumpărat-o, 6 metri, avem și cultivator și opțiune de fertilizare. O să cumpărăm acum și acum nu știu cât intră, că n-am văzut, nu scrie aici, aici scrie 4000 de litri, dar nu știu cât intră semințe, cât intră fertilizator. O să luăm semințe două și una de fertilizator să vedem care e treaba, da? Două de semințe. Și una de fertilizator. Bine, oricum o să mai trebuiască fertilizator cu siguranță. Așa și fertilizator foarte scump. Foarte scump fertilizatorul. Și vedem ce mai trebuie, ce mai intră, știi? Ne dăm seama imediat după ce începem să încărcăm. Oricum, semănătoarea eu zic că e bună. Dublă, 6 metri. Ce mai vrei? În loc de 3-6 metri, eu zic că e foarte bine. Okay, ia auzi-o cum a făcut. Psss, psss. A început să bage... stai că trebuie să tragem mai aproape. Trebuie să tragem mai aproape. Tragem mai aproape, bobița. Sunt curios dacă duce tractorul meu. Sper să ducă până la urmă, dacă e pun greutăți și pe... O să pun greutăți și pe roți și aia e. Ia să vedem. Aha, aha. Semințe intră mai puțin. Intră undeva la 1600 de semințe. Ok. Și fertilizator intră mai mult. Bun, hai să mă duc să mai cumpăr fertilizator. 1600, o să luăm așa, unul singur, că oricum nu ne permitem să luăm încă unul, că rămâne aici pe stoc și nu e ok. Și trebuie să venim totuși înapoi ca să luăm și semințele. Da. Să facem așa, că n-avem ce să facem. Mă enervează că tot trebuie să mă dau jos din tractor, să mă urc înapoi ca să pot să încarc cu fertilizator. Deci 2000 intră, ar trebui să intre 2400, dacă 1600 sunt semințele. Cred că da. Da, deci 2000 intră fertilizator, 1600 semințe. 2400, așa am vorbit și eu tot deodată. Bun, mergem repejor. Mm-hmm. Și o să trebuiască să ne întoarcem înapoi ca să luăm și semințele celelalte, restul de semințe. Astea o să le descărcăm în, în ferma noastră acolo, la lac. Tot ce am încărcat acum și ne întoarcem sau să vin cu front loader-ul și să iau restul. Cred că vin cu front loader-ul mai bine, iau front loader-ul de sus ca să nu mai fac drumuri cu semănătoarea. Până la urmă nici nu prea e real, nu? Ce faci? Încarci așa.
Mergem, venim cu front loader-ul, pac, am luat pe sus ăla și am plecat. Ne vedem de drum. Dacă e mai iau, oare ține? Să mai iau încă o tonă? Nu cred că ține. O să pun greutatea pe spate și încerc. De ce nu? De ce nu? Faza e că trebuie să mă apuc de semănat. Trebuie să mă apuc de semănat, asta e. Ne-am întâlnit și cu Smile. Sunt băieți pe server, Smile, MDG, Alexiani, sunt aici. A mai intrat cineva, dar nu știu cine. Că n-am mai avut timp să mă uit. Bă, dar ce mi-a îngustat acolo drumul, bă, băiatule, cu chestia asta, da, în fine, nu mai zicem nimic, da, și-mi din gură. Bun, eu o să desfac semănătoarea, că sunt curios totuși cât e de lată, adică cât e de lată, știu cât e de lată, dar ok, n-arată rău. Bun, ne dăm jos, hai să decuplăm și mergem repejor să luăm front loader-ul. Să schimbăm greutatea, să o punem pe spate. O să mergem să luăm semințele alea de acolo, că ne ceartă lumea. A, mare s-a fost. Gata. Să ridicăm și sus. Am plecat. Să luăm front loader-ul și ne ducem rapid la șopuleț. Pe ajuns. Asta, bă, că mai merge John Deere-ul nostru. N-are rost să facem acum, dăm bani la iurea. Facem compromisuri, vindem cu puțin și nu se merită. Ia uite de treaba am și aici, trebuie să scurem orca. Hai să vedem dacă pot să o agăț în față. Ba da, pot. Ca să scot afară de acolo. Adică așa ar trebui, că am văzut că am cui în față acum, știu eu. Așa ar trebui, dar nu merge. Adică nu merge, boss. Și am cui în față, na. Rați albaștri să fiți. Acum iarăși trebuie să dau asta jos. Treabă, bă, serioasă, bă. Treabă serioasă, bă, băiatule. Eu cu mânuța mea am băgat-o acolo, îți dai seama, are burca, dar... Ce să faci? Așa-i când Dorel... Când Dorel intră la... în acțiune, cum s-a spune, înțelegi? Ia să vedem. Hai să scoatem un pic. În afara părții carosabile. Un pic, o spate de tot ce mai... Ne-am lămurit. Dorelai, ai fost top astăzi. Ok, bun. Thank you.
mergem la shop. Sper să mai găsim semințele acolo. Nu știu dacă ține... Ah, am uitat de front loader. Bă, ce adormisem, bă, ce adormisem. Deci am venit după front loader și plecam fără front loader. Bă, pentru ce am venit? Doamne. Sunt unic, n-ai cum. N-ai cum cu durere. Doamne, doamne, doamne. Ajută-l, Doamne, pe Dorelai. Că ți-ași talentul tău, Dorele. Hai. Bă, trebuie să mă apuc de semăna, bă, frate, bă, că e jale, jale, trec zilele astea și eu nu reușesc să semăn nici nebun. M-a dat peste cap oferta aia cu tractorul ăla. Dar nu meritam, nu, n-avea rost. Nu avea rost. Mă, știți ce ar fi tare? Să nu pot să-l agăț. Ar fi super. Stai că n-am nimerit găurică. Nu te cred. Nu te cred că te-ai dus în jos. Nu cred așa ceva. Stai să vezi că nu pot să-l iau cu ăsta. Ia uite. S-a spart sacul? Nu te cred. Nu merge. Ok, am înțeles. Mamă, nu se poate așa ceva. Stai să vezi că nu o să pot să-l iau. Doamne, nu cred. Deci dacă nu pot să-l iau, mor. Mor, tăticule. Aparent, pot. A, merge, mă! Bă, am crezut că nu merge, mă. Ia, ia, stai așa, mă. Normal, acum aș putea de aici, să-i dau drumul. A, nu merge. Nu merge, ok. Dar presupun că dacă îl urc sus, pot să încarc în semănătoare sau ceva de genul, nu? Că de aia e pus aia jos acolo. Îmi place cum se mișcă țacul ăla.
Vedeți ce super tare se mișcă. Dar nu văd nimic în față, să-l las mai jos? Nu văd nici așa, mai degrabă îl dau sus de tot. Dar dacă iau un copac înainte? Ia să vedem. Mamă, ce sus e! Da, am șanse să iau copaci înainte dacă... Da, hai să încercăm totuși. Să vedem. Ce tare. Ce tare. Asta m-a terminat. O poză ceva? Face și noi o poză? Nu prea avem lumină bună aici. Ia stai așa un pic. Nu prea avem lumină bună. Nu prea îmi place. Așa parcă e altă treabă. Hai să facem o poză. Asta zic. A făcut poza, mă? Nu știu. Eu zic că da. Dacă nu aia e. E frumos, dar ce fain se vede lumina, vedeți? Umbra și tot. Reshade-ul, da? Nu Giants. Reshade-ul, da? Ca să ne înțelegem. Giants mai are din capul. Punem lângă celălalt. Vezi, nu mi-a trecut prin cap să mai iau unul de fertilizator sau ceva de genul. Da, nu contează. Putem să mergem să aducem doi saci sau mergem direct cu semănătoarea. N-ar fi asta o problemă. Bun. Acum o să trebuiască să lăsăm front loader-ul. Îl lăsăm aici. Lăsăm aici, de ce să nu lăsăm aici? O să lăsăm acelea, că nu se știe când avem nevoie de el. Că nu prea mai văd când am putea avea nevoie de el, da? În fine. L-am lăsat acolo, hai să dăm în spate și să cuplăm, dăm jos și greutatea. Și să cuplăm semănătoarea. Uite așa frumos, elegant. Te uiți pe... Ia uite, mă, s-a blocat, mă. S-a urcat pe greutate. Și a rămas pe... pe data înapoi. Uite, tată. Păi nu facem noi treabă, mă. În sfârșit ne apucăm și noi de semănat. În sfârșit. Zic. Cred. Reușim să ne apucăm de semănat. Hai să vedem dacă duce tractorașul nostru. De fapt, ar trebui să ducă 210 cai, iar noi avem 200, n-ar fi. Nu cred că e o problemă asta. Vedem imediat. Hop. Bun. Hai să aranjăm semănătoarea, zic, să ne apucăm de treabă. Și mai e ceva. Stai că trebuie să selectez rapița. Că altfel se mânde... ce-am făcut? Ce-am făcut? În loc să apăs, bă, ce bătut în cap sunt, bă. Bă, ce bătut în cap sunt, bă.
Doamne, am apăsat I în loc să apăs, Y. Nu mi-am dat seama. Ce să fac? Ce să fac? Semințele. Greșeală de începător. Vino. Cum să apeși? N-am uitat asta, doar că am încurcat efectiv. Da. Nu mi-am dat seama ce să fac. Să-mi dau un cap acum. Da, mă, vedeți, semințele sunt mult mai puține. Fertilizatorul e mai mult. Ce, mă, care claxonez, mă, n-ai. Ia uite-l, mă, pe ăsta, mă. Mai poți, mă, de atâta John Deere? Două vegan și-a luat? A, bă, nu, unul vegan și unul. E moarte NDG-ul după bani. Băi, sincer, vă spun, eu nu țin neapărat să fac bani. Pe bune, dacă eu vreau să joc. Asta e ideea. Bun. Deci, am zis că dăm pe rapiță. Asta e rapița. Punem frumos jos. I-am dat drumul. Și hai să vedem acum dacă face față semănătoarea noastră, adică tractorul, semănătoarea face față, sigur. Tractorul nostru, să vedem dacă face față. De semăna, vă că seamănă. Seamănă? Da. Uite, ia din fertilizator și din semințe. Asta e bine. Semințele le consumă oricum mai greu, de asta cred că și capacitatea la fertilizator e mai mare. Dar, na. Aici n-am mai rezolvat, am uitat să trec o tură cu plugul. Dar nu-i nimic. O rezolvăm poate la o dată aviatoare. Aici mi-a stricat, cred, cel mai sigur MDG-ul. S-a apucat de picta cu iarbă și mi-a dat pe teren. Gândindu-se că eu nu am nevoie de spațiu. Da, am zis că episodul ăsta o să mergem pe la fermieri. Bă, cred că o lăsăm pe data viitoare cu fermierii. Pentru că am desemănat și acum e sezonul. Dacă nu fac acum, după aia nu mai am când să fac. Timpul trece, tic-tac, tic-tac și probleme în paradis, cum se spune. Așa că ideea în sine asta este. Să-mi fac treaba cât mai bine posibil, ca să fie ok. Am crezut că strică din drum, dar nu e. Doar că 15 km. Atât a zis că merge, da, corect. Mergem așa, un pic mai greluț în vir. Ne interesează să facem ok. Nu se duce așa de repede fertilizatorul. Am crezut că zboară, dar nu, e bine. 6 metri, da, că e bine. Ne-am chinuit noi cu 3 metri, am făcut două culturi.
Adică cu 6 suntem boieri acum, nu? Eu așa zic. Oricum, e treabă. Dacă ne lua în jur la 4 ore, 4 ore și ceva, 5, cred că ceva de genul, cam așa ne lua ca să semănăm. Ei bine, acum ar trebui să ne ia vreo 2 ore, cel puțin. Deci, eu zic că e bine. Una peste alta, astăzi totuși am făcut o afacere. Am ajuns la o nouă semănătoare. Ce până arată rău, adică poate că aș fi putut să fac manevra aceea, dar v-am spus, după aia trebuie să dau cultivator, îmi trebuia un tractor mai puternic. Nu cred că era cazul, părerea mea, nu știu, acum poate greșesc, dar zic că bă, n-are rost să mă grăbesc. Nu, bune, dacă nu, chiar nu mă grăbesc. Așa că sper că nici voi. Ne întâlnim data viitoare, dragii mei. Astăzi ne oprim aici. Nu o să vă țin să facem tot procedeul ăsta de semănat, că o să vă plictisiți, vă dați seama, și ar dura foarte, foarte mult. Așadar, dacă mai vreți să vedeți conținut și să vă plictisiți alături de mine, vă aștept și pe Twitch. Mă găsiți link-ul în descriere. În rest, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere! Numai bine!